Și acum, dacă sunt gata echipa de la Atlanticron, Sorin Repanovici, Traian Bădulescu, Vladimir, vreți să intri cu ei? Andrei? Domn profesor Mironov? Toată lumea intră aici? Putem începe cu intrul. Bună seara, e aproape, aproape seara, dar mai avem. Numele meu este Sorin Repanovici și sunt coordonatorul celui mai longeviv program de tineretul altfel de vacanță, undeva pe Dunăre, la Capidava, se numește Atlanticron. Ei sunt colegii mei, o parte din echipa care ne ocupăm de acest program de 32 de ani. Vă spuneam că avem o insuliță undeva lângă Cernavodă. Suntem aproape de ruinele unei cetăți vechi de peste 2000 de ani. Acolo sunt studenți care se uită în trecut. Noi suntem pe o insuliță puțin mai la vale, unde ne uităm spre viitor. Tot ce facem, facem legat de viitor. Cum va fi lumea de mâine? În știință, artă, cultură și sport. Facem o altfel de vacanță pentru cei care, în primul rând, elevi și studenți. Ținta noastră este să-i facem să-i virusăm de ceea ce este mai interesant și mai bun pe lume, pe cei de 16, 20, 22 de ani, cei care sunt în formare. Puteți găsi informații despre Atlanticron căutând în spațiu virtual. Sunt foarte multe imagini, foarte multe informații. Anul acesta vom începe săptămâna viitoare, începând cu 30 și 30 iulie și terminăm pe 6 august. Avem invitați pe Alexandru Mironov. De fapt, trebuie să spunem că acest program și anul acesta este organizat de către Asociația pentru Tineret și Evoluție, în parteneriat și împreună cu Știință și Tehnică și o fundație din America, Fundația World Genesis. Așteptăm să vină 200 de tineri și dintre invitați trebuie să-i anunț, să-i rostesc pe Alexandru Mironov, Dorin Prunariu, Pierre de Hilerin, Dan Farcaș, vor fi lansări de carte, carte science fiction, vor fi ateliere, diferite ateliere. Aceasta este insulița de care vă spun. Acestea sunt lansări de carte, uitați insulița cu cele trei pontoane. Vorbim despre și facem acolo artă, pictură, sculptură, idei, uitați, și distracție că este vacanță. Avem și atelier de roboți și laboratoare de astronomie. O parte din cei care sunt aici de la Clubul Uranus vor fi, spre exemplu, pe insulă pentru 10 zile. Și evident că avem și jocuri de artificii. În fiecare seară avem un program special. De fapt, toată lumea nu stă, nu doarme prea mult acolo și se stă foarte puțin în corturi, 2-3 ore poate pe noapte. O plajă minunată la Dunăre este altceva. Diferite activități. 30 iulie, 6 august. Traian, câteva cuvinte numai ca să spună și colegii mei de ceva. Îmi permis să spun bună seara Atlanticron, așa cum spune prietenul meu Sorin Repanovici. Atlanticron este un fenomen extraordinar. Mă numesc Traian Bădulescu, sunt la bază jurnalist, jurnalist de turism și consultant în turism. Nu vreau să spun decât că vin și eu din 1993, n-am lipsit niciodată, cred că măcar o zi. E un eveniment foarte frumos, în special pentru tineri între 16 și 29 de ani, dar nu numai. Vin și purtător de cuvânt al acestui eveniment pe partea de comunicare și vin și generații noi din spate și mă bucură mult. Vreau să subliniez că evenimentul se datorează în primul rând unor oameni, trei oameni, doi avem alături, domnul Mironov Sorin Repanovici și scriitorul Laurent Rășel. Atlanticron a fost tabără de creație science fiction inițial și din 2001, când a fost și conferința europeană de science fiction pe această insulă și am avut mari scriitori mondiali, precum Norman Spirad și Joe Haldeman, a devenit Academie de Vară. Până la urmă, este un eveniment dedicat viitorului, pe o insulă aflată lângă o cetate din trecut. E un eveniment chiar unic în lume. Am vorbit cu foarte mulți jurnaliști, am vorbit cu foarte mulți oameni de cultură din multe țări și au spus că mai rar au văzut așa ceva. Și mă bucură că chiar și în acest an un pic complicat, respectând toate regulile, ne putem strânge din nou. Și așa cum spunea domnul Alexandru Mironov, nu pot să uit, acolo se prefigurează viitorul societății civile. Vă mulțumesc!
un tânăr student la jurnalism. Ai crescut acolo, la Insuliță, da? E, acum ai 18 ani și ai fost. Da, am fost pe insulă de când aveam cel puțin 5 ani. Era probabil cât pe acest să mă și nasc pe insulă. A fost și încă este o experiență incredibilă să mergi pe o insulă în mijlocul lumii, înconjurată de minți, nu numai din România, ci și din alte culturi ale Pământului. Fiecare dintre aceste minți măreți care sunt oameni tineri, sunt copii, sunt oameni cu experiență multă, fiecare are o clasă specifică, are propria lor clasă pe insulă, pe care îi învață pe ceilalți din domeniul lor favorit, cum ar fi una pentru prim ajutor. Și important este că această practică, și anul ăsta o să fie prezentată acea clasă, toate clasele ca să vă prezente și anul ăsta și anul următor, cel puțin. Și important e că toate aceste clase, toate aceste practici au făcut un fel de cerc care se repetă. În fiecare an apar clase noi de la fost studenți care devin maestri. Și acest lucru este important pentru că le dă șansa oricăruia dintre fiecare dintre voi, când vine la prima dată pe insulă, poate să descopere că nu există o anumită clasă la care voi vă specificați. Voi sunteți buni în această clasă, dar ea nu există. Da, și asta înseamnă că data viitoare, sau poate chiar în acea zi, în prima voastră dată când sunteți pe insulă, puteți să aveți propria voastră clasă. Și puteți să învățați pe alții chestii la care voi vă pricepeți. Și noi toți vă vom aștepta acolo. Vă vom aștepta și vom vedea la ce vă pricepeți, vă vom arăta la ce ne pricepem noi și ne vom asigura că o să vină alte fețe noi și data viitoare și anul următor și după aia. Și tot așa, pentru că Atlanticron a fost construit ca să păstrăm cunoștințe și să facem cunoștințe noi. Este greu să vorbești după Vladimir, care a venit de multe ori la cele două programe ale mele. Din 2004, deci de 17 ani, realizez programul Păturica Rotundă SF, care la acest moment este un tărâm al dezbaterilor. De la ora 12 fără un minut seara până pe la ora 2 dimineața, discutăm aproape de malul Dunării, la stânci, pe diverse teme de anticipație și nu doar. Iar un program mai recent la Cenaclul Woolspec vă aștept după amiază. Vom vorbi acolo nu doar de anticipație, nu doar de science fiction, nu doar de fantasy, vom vorbi despre lucruri interesante. Vă mulțumesc! Salut! Eu sunt unul dintre cei virusați de Atlanticon. Mă numesc Andrei și reprezint Centrul String, care a fost un membru important al industriei vieșenilor. Și chiar m-a fascinat această zi. Mi-a schimbat viața total, m-a transformat în ceea ce sunt azi. Și sperăm să vă găsim acolo și să vă transformăm viața și vouă. Vă mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Cristina Ghidoveanu, îmi place să spun că sunt sefist, pentru că din asta am câștigat banii și de-a lungul timpului am dat și eu o mână de ajutor la programele de science fiction de pe insulă. Prin urmare, vă aștept când veți ajunge acolo să ne gândim la viitor, să plănuim viitorul. Vă salut, sunt Alex. Spre deosebire de colegii care au primit până acum, eu nu vin de o perioadă atât de multă pe insulă. Sunt nou în echipă, însă nu pot să vă spun decât că vă încurajez, dacă vreți să vă redescoperiți, să redescoperiți alte pasiuni sau alte flăcări care zac un pic în noastră și pe care le puteți
explora în diferite moduri pe insula de Cădene. Nu rămâne decât să vă transmit că vă așteptăm și ne vedem pe insulă. Alex este cel care pierde nopțile și atunci când butonați pe site-ul Atlantic, să știți că în spatele site-ului se află unul ca el, nu numai și Gabriela de acolo și eu din când în când. Și ultimul... acum dați-mi voie să vă spun adevărul. Atlanticron nu este o navă acoperită cu nisip și cu pădure deasupra, ține deasupra oamenii pe care îi filtrează cu mintea ei de astronavă, îi primește deasupra, ăștia se pregătesc cu niște șuruburi care cândva se vor strânge în mașinării și spre 2050, eu cred că pot să vă anunț pe cei mici că nu vă veți putea trimite copiii acolo pentru că astronava va decola. Se va desprinde din Dunăre și se va duce undeva în spațiu cosmic, dincolo de stratosferă, dincolo de linia asta karma la care s-au dus acum miliardarii și cine știe ce o să facă următorii atlanticroniști pe care îi va crește sora. Așa stăm. Deci grăbiți-vă să veniți acolo cât mai este ea, că decolează. Atlanticron legendarium, ne întoarcem în viitor. Asta este sloganul. La revedere!